dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața la cafeaua de dimineață și astăzi o emisiune aș vrea să fie pe cât posibil strict informativă și doar la finalul ei să intrăm cu niște considerații privind ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate din Neamț în general, dar și în sistemul de sănătate raportat la tot felul de lori de poziție care mai de care mai ciudată venită dinspre zona politică și a autorităților publice. Oameni buni, vestea zilei de astăzi este clar faptul că Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a devenit oficial spital suport pentru pacienții pozitivi la noul virus. Într-un final, după ce Ministerul Sănătății s-a hotărât, a fost publicată hotărârea respectivă și DSP Neamț a dat la rândul ei un comunicat de presă în care explică în mare despre ce este vorba. Tocmai pentru că acest comunicat este extrem de important. Spitalul Județean de Urgență era principalul spital și este principalul spital din județul Neamț și acum, transformându-se în spital suport, se ridică o serie de întrebări la nivelul populației și nu numai al populației. Să știți că sunt și foarte multe cadre medicale și nu mă refer neapărat numai la doctori, care sunt puțin bulversați. Aceea am spus că ar fi extraordinar de bine astăzi dacă am avea o voce cu care să discutăm, o voce informată cu care să discutăm despre ce se întâmplă în acest caz în județul Neamț, cum va funcționa sistemul sanitar, să vedem ce modificări se fac și în ce măsură ele pot să afecteze viața noastră de zi cu zi. De aceea aș vrea să intrăm în direct în câteva minute, dacă se poate foarte repede, cu doamna Daniela Marcoci de la Direcția de Sănătate Publică Neamț și să încercăm să lămurim oamenii despre ceea ce se întâmplă în continuare. Vedem dacă reușim, pentru că este o perioadă extrem de plină pentru tot ce înseamnă Direcție de Sănătate. Da. Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața! Știu că sunteți într-o perioadă extrem de agitată, dar aș vrea pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă să încercăm să explicăm un pic cât mai simplu și cât mai practic pentru fiecare, ce înseamnă în acest moment faptul că spitalul din Piatra Neamț, Spitalul Județean, a devenit spital suport pentru tratamentul noului coronavirus. Da, bună dimineața! În Spitalul Județean va fi spitalul care va trata toate persoanele care sunt suspecte sau sunt deja confirmate cu coronavirus, deocamdată conform metodologiei, inclusiv persoanele asimptomatice și cu forme ușoare de boală. Mai concret, dacă o persoană prezintă, fenomene respiratorii și se încadrează în definiția de caz pentru COVID, dar în același timp persoana respectivă are și o dischinezie biliară, ea va fi tratată în Spitalul Piatra Neamț, spital care poate trata ambele patologii. Dacă persoana respectivă nu prezintă fenomene respiratorii, are doar alte acuze și să menținem același diagnostic, dischinezia biliară, nu se va adresa Spitalului Piatra Neamț, ci se va adresa medicului de familie, iar dacă medicul de familie
constată că patologia necesită tratament într-o unitate medicală spitalicească, va îndruma persoana respectivă spre alte spitale din județul Neamț, în speță Spitalul Municipal Roman, Spitalul Orășenesc Târgu Neamț, Spitalul Orășenesc Bicaz, funcție de patologia fiecăruia și funcție de ceea ce poate trata fiecare spital în parte. Doamna doctor, medicii de familie în momentul acesta au fost informați cumva sau ca să știe de cum îndrumă pacienții? Pentru că Din câte bănuiesc. știu eu, Da. da, din câte știu eu, ordinul s-a publicat pe site-ul DSP-ului și a fost pusă chiar și o informare în sensul acesta. Nu s-a luat legătura de către noi, dacă asta mă întrebați, cu fiecare medic în parte, doar că în baza noastră de date sunt mail-urile medicilor de familie și toate informațiile, absolut toate informațiile privind monitorizarea, supravegherea și tratamentul COVID sunt trimise inclusiv medicilor de familie. De asemenea, site-ul INSP-ului, Institutului Național de Sănătate Publică, este accesibil tuturor medicilor, indiferent de specialitate și de grad profesional, și indicat ar fi ca în aceste zile, cel puțin o dată pe zi, acest site să fie deschis și să fie consultată legislația, pentru că legislația este foarte multă, vine într-un ritm foarte rapid și se modifică de la o oră la alta chiar. Doamna doctor, eu mă refeream și la un alt lucru. De exemplu, nu știu câți medici de familie în momentul acesta știu ce se poate trata la Bicaz, de exemplu, ce se poate trata la Târgu Neamț. Asta, la asta mă refeream în special. Am înțeles. Acum, dacă vreți să fiu eu, v-aș spune că orice medic de familie ar trebui să Corect. știe în orice minut ce și ce tratează unitățile medicale din județ. Dar, mă rog, în contextul actual, Asta vroiam să vă spun, da. ei pot consulta fie site-urile, vor primi informațiile punctual, deși vă spun, au fost trimise începând de aseară, a fost trimis, mă rog, un comunicat de presă, o informare, cred, mai corect, în care se spune ce și cum se poate trata, unde se trimită medicii de familie cazurile pe care le au și necesită spitalizare. Am Vom înțeles. reveni cu precizări astfel încât fiecare medic de familie să înțeleagă și să știe ce servicii și unde se pot oferi acele servicii pacienților dumnealor. Cred că este un lucru foarte important pentru că mă îndoiesc că toată lumea acum va sta să se uite la legislație, pentru că probabil și ei au foarte multe persoane care vin la cabinete. Sunt Spuneți, convinsă. cabinetele particulare funcționează în această perioadă? Sunt întrebări pe care le primesc de la cei care se uită și. Da, deci de restrânsă activitatea la balneologie. Balneologie înseamnă proceduri în apă, da? Da. De asemenea, s-a restrâns activitatea ambulatoriilor din unitățile spitalicești, deci private și de stat, Haideți să deci spunem doar că ambulatoriile înseamnă vechile policlinici, nu? policlinicile, da, Ca să fie, ambulatorii da. intra policlinica spitalului, cum Da. în traducere literală. Pentru Da. populație policlinică sună mult mai. Da, clinicile medicale își pot desfășura în continuare activitatea și este chiar benefic pentru că nu toată lumea este bolnavă de COVID, ci din păcate și celelalte boli sunt prezente în populație. Singura recomandare este ca fiecare persoană care lucrează într-o astfel de clinică să respecte regulile de protecție personală. Asta înseamnă echipament corespunzător atunci când intră în contact cu pacientul, pentru că, așa după cum am învățat toți din precauțiunile universale, fiecare persoană trebuie tratată ca un posibil om care se poate contamina.
respectarea regulilor de bune practici și purtarea echipamentului de protecție este cea mai importantă măsură pentru a preveni contaminarea proprie și transmiterea ulterioară. Iar tot ca regulă de bază este spălatul pe mâini frecvent, nu purtarea mănușilor de dimineață până seară, ci spălatul pe mâini după fiecare manoperă și dezinfecția acestora cât mai des și de câte ori este posibil. Doamna doctor, vin întrebări și eu trebuie să vi le adresez. Deci, întreabă, uite, o doamnă, sunt gravidă în luna 8-a. Eu ce fac? Unde voi naște? Dumneaei va naște nefiind o gravidă la risc de COVID, neavând simptomatologie, va naște într-o maternitate din județul Neamț. Deci, nu la Piatra Neamț. Nu la Piatra Neamț. Asta este bine. Piatra Neamț va gestiona doar nașterile la persoanele suspecte COVID sau pozitive COVID. Ce se întâmplă cu dializa? De asemenea, ca și Spitalul Județean, dializa Nefromed a fost desemnată ca și toate dializele din... Da, stați, că vedeți, informațiile sunt scuze. Deci, inițial, dializa de Nefromed a fost centrul de dializă care era propus pentru a prelua pacienții COVID, pentru că cele trei dialize din județul Neamț au aparate diferite și pacienții nu au cum să treacă de pe un aparat pe altul, s-a stabilit că tura a 4 din toate centrele de dializă din județ vor dializa pacienții COVID. Deci este vorba de dializa din Spitalul Județean pentru pacienții internați în Spitalul Județean, iar pentru pacienții din ambulator, toate cele trei centre, Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, vor dializa pacienți COVID în tura 4. Și bolnavii de la oncologie, o altă întrebare, ce se întâmplă? Bolnavii de la oncologie, deocamdată, pentru că oncologia este un pavilion separat, s-a preferat ca și deoarece celelalte spitale nu au condițiile necesare pentru a prepara și a face tratamentul oncologic în condițiile cerute de lege, s-a stabilit cel puțin deocamdată că pacientul oncologic va fi tratat în continuare atât la Piatra Neamț cât și la Roma. Mi se pare o măsură bine gândită pentru că ei chiar au pavilionul separat. Da, este un pavilion separat și de asta am considerat că circuitul poate fi total separat de restul spitalului și atunci pacienții pot beneficia în continuare de tratament la Piatra Neamț. Haideți să încercăm o recapitulare. Deci dacă un bolnav de o ceva, nu neapărat, nu febră, nu asta, el trebuie să adreseze medicului de familie. Se adresează medicului de familie sau sistemului 112, funcție de gravitatea acuzelor, da? Este indicat și nu doar pentru perioada prin care trecem, ci în general, ca pacientul să nu vină din proprie inițiativă în spital, spitalul fiind ultima verigă la care pacientul ar trebui să ajungă, ci să se adreseze inițial medicului de familie, iar împreună cu acesta să stabilească conduita ulterioară. Da, doamna doctor, în final, eu vă mulțumesc tare mult, sunt precizări extrem de importante. Să vă rog pe final dacă aveți niște noutăți privind, știu eu, datele, câți mai avem, pe unde mai avem. Nu vorbesc de cei care sunt pozitivi, vorbesc de datele care se pot face publice. Da, din păcate sunt rezultate pozitive în continuare. Poate pare cinic și noi ne așteptăm să avem în continuare rezultate pozitive pentru că, practic, la un moment dat, fiecare dintre noi va trebui să ne imunizăm într-un fel. Ceea ce este important este să respectăm acele reguli de izolare și de a nu intra în contact cu persoanele care prezintă patologii asociate și care, din păcate, reacționează mult mai violent în care virusul are o activitate mult mai violentă și o degradare a stării de sănătate mai rapidă.
Această izolare în care suntem în momentul de față cu toții face să scadă presiunea pe sistemul de sănătate în spitale, astfel ca atunci când un pacient are cu adevărat nevoie de spital, el să poată beneficia de servicii în spitalele noastre din România. Imunizarea tuturor se va face la un moment dat prin trecerea noastră prin forme asimptomatice sau simptomatice ușoare, moment în care vom putea răsufla ușurat. Bun, a mai venit o întrebare, îmi pare rău. Ce se întâmplă cu psihiatria? Psihiatria, spitalul de psihiatrie din Roma, deci Roma nu are secție de psihiatrie și poate prelua pacienții acuți non-COVID și de asemenea spitalul de psihiatrie din, tot din Roman, dar de cronici, va prelua cazurile de cronici. Dacă pacientul este și suspect COVID, el va fi tratat în spitalul de psihiatrie Piatra Neamț. Și gata, nu vă mai necăjesc, o singură întrebare. A crescut numărul celor în carantină? Crește și numărul celor în carantină, fie prin faptul că vin în continuare persoane din afară, fie că nu doresc persoanele autoizolarea împreună cu familia, pentru că este important ca cineva să mai și muncească și atunci familia trebuie să meargă la servici, fie că sunt situații în care oamenii nu înțeleg că autoizolarea nu este aleatorie, ci este o obligație, este o regulă care trebuie respectată și din păcate părăsesc autoizolarea și ajung în carantină. Bun, vă mulțumesc tare mult, vă doresc sănătate, că așa trebuie să spunem la Doamne toți acum. Doamne ajută tuturor! Numai bine, la revedere! La revedere! Ați văzut o mulțime de informații, de aceea am considerat necesar să facem această legătură telefonică, să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă de acum. Informații pentru bolnavii de la oncologie, deci secția rămâne deocamdată, sau cred că rămâne la Piatra Neamț, pentru că este un pavilion separat. Ați văzut ce se întâmplă în cazul femeilor gravide, cele care nu au simptome, nu vor naște la Piatra Neamț, vor naște într-un alt spital din zonă. Adresați-vă medicilor de familie, aceștia ar trebui la rândul lor să se intereseze ca să știe exact unde pot trimite un bolnav. Contează foarte mult să nu-l trimiți, de exemplu, la Bicaz, dacă nu există acolo o secție care să-l poată ajuta. La fel la Târgu Neamț, deși acolo lucrurile stau mai bine, chiar mult mai bine decât în alte părți. Toate aceste lucruri sunt importante și pentru a nu aglomera spitalul, pentru că ordinele ministerului mult timp s-au bătut cap în cap. Ieri au fost două publicate în Monitor oficial, în care apărea și Spitalul Roman pe lista spitalelor care, așa se înțelegea, ar trata COVID. Până la urmă s-a restabilit cumva un lucru normal. Acum, ce ar mai fi de spus în legătură cu sistemul de sănătate din Neamț? Ca să nu mai fim nevoiți altă dată să facem precizări. Este clar că sistemul de sănătate din România, nu numai din Neamț, a fost prins, scuzați-mi expresia, cu pantalonii pe vine. Și a fost surprins așa din mai multe cauze. În primul rând pentru că nimeni nu s-a gândit să facă stocuri pentru o asemenea posibilitate ca cea de acum. Spunea prim-ministru Orban că a găsit stocuri zero. Probabil că da, și-a aruncat vina spre PSD. O fi, că ei au guvernat și au lăsat în urmă multe rele. Problema este că într-o țară factorii responsabili nu sunt numai cei de la putere. Sunt și cei de la opoziție. Și dacă avem
o opoziție constructivă care are specialiști pe toate domeniile de activitate și chiar se preocupă de viitorul și de sănătatea națiunii, aceia ar fi putut să tragă un semnal de alarmă. Nu avem stocuri în caz de pandemie. Dacă așa este. Acum să ajungem în Neamț. În Neamț lucrurile sunt extrem de ciudate, chiar la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Aici am avut așa un fel de carusel de șefi, când interimari, când un domn munteanu de la București care a venit cu concurs, dar avea autoritate mai puțină decât un interimar, pentru că în jurul lui era un fel de, să-i spunem, camarilă care îl direcționa într-o direcție, plus un grup de interese care îl direcționa în altă direcție. Am început criza cu un director nou, care nu este de meserie, care probabil și acum încă mai are probleme de adaptare la nivelul cum funcționează spitalul în sine, ca spital pavilionar. Vina lui este probabil că a acceptat. Vina altora este că au creat această criză la spital. Acum toată lumea spune, vom aduce, vom face, dregem, aducem, rezolvăm. Întrebarea este de ce nu ne-am gândit din timp, pentru că acest aparat pentru testare nu e folosit doar la testarea COVID-19. El are o gamă mai largă de testare. El ar fi putut fi inclus în aparatură. Nu s-a gândit nimeni să includă în aparatură până acum, deși în ultimii ani s-au făcut achiziții foarte mari în aparatură în județul Neamț. De unde a venit salvarea? Acum, la Roman a venit de la un grup de oameni de afaceri. A fost inițiativa celor de la TCE, dar s-au adunat un șir întreg de firme puternice care au donat bani și aparatul a fost adus. Ce aș vrea să vă spun, ca să știe lumea și să nu mai se discute foarte mult, Doamne, vai ce eforturi facem noi pentru ca să tratăm coronavirusul. Aparatul a stat în vamă, deși erau toate lucrurile făcute, aproape 6 ore. A durat vămuirea pentru un aparat care ar fi trebuit să fie instalat dacă se putea ieri. Procedurile birocratice sunt la fel. Nu există proceduri acum pe timp de criză mai rapide, mai ales pentru asemenea mărfuri. Povestea aceasta ajutorului dat de oameni de afaceri este foarte interesantă și după ce trece criza, promit că o să vă spun lucruri incredibile. Nu o să vă vine să credeți, oameni care și-au oferit ajutorul și au fost refuzați. Oameni care s-au dus cu măști într-o unitate spitalicească din județ și un medic a spus, păi dacă știam că mi-aduceți 100 de măști, nici măcar nu mai coboram. Toate aceste lucruri le vom povesti, da? La momentul potrivit. Oameni de afaceri care s-au dus și au spus vrem să ajutăm și li s-a spus lăsați, nu-i nevoie, aducem noi. Evident că nu s-a adus încă nimic, evident că va mai dura și toate lucrurile acestea au impact asupra populației. Ordinul acela aberant și tâmpit, prin care să nu se facă informare la nivel local, aberant și tâmpit, idiot ordinul, în loc să creeze o stare de liniște și de siguranță în populație, creează exact efecte contrare. Lumea nu știe și toți se uită cu teamă la ce se întâmplă la Suceava. Ce s-a întâmplat la Suceava este dovada faptului că sistemul sanitar a fost politizat, căpușat cu oameni fără capacitate de a lua decizii, care spuneau să rămână oricând, oricui, oricărui șef politic și care nu și-au făcut treaba. Acum,
N-aș vrea să fiu, cum să spun eu, foarte rău, dar circulă în acest moment chiar o invitație pentru oamenii politici. Ce ați zice, domniile voastre, să faceți o baie de mulțime la Suceava? Să mergeți, să vă adunați, eventual în jurul spitalului, unitate etalon declarată, și să faceți o baie de mulțime. N-ar fi interesant? Ar fi interesant. Și eventual, în timpul acelei băi de mulțime, să răspundeți și la niște întrebări. Cum a ajuns idiotul acela director medical ca să cheme la un loc pe cei care aveau deja teste pozitive cu cei care nu aveau teste pozitive? Cum a ajuns ăla director medical? Cum a putut un manager să permită așa ceva? A știut sau n-a știut? Și acest lucru este valabil peste tot aproape. Unde promovările s-au făcut pe criterii politice în acest domeniu. Atâta timp cât domeniul sanitar, cât poliția, cât alte asemenea lucruri care se dovedesc în situații de criză de importanță strategică, nu vor scăpa de politic, lucrurile se vor întâmpla ca și la Suceava. Oamenii îmi trimit tot felul de mesaje și pe telefon, și pe mail-ul redacției. Îmi dau exemple de oameni promovați politic. Vă promit că după ce trece criza, o să-i luăm pe fiecare dintre ei și o să-i scuturăm. Să vadă fiecare ce a făcut și ce n-a făcut, dacă vom mai putea face lucrul acesta. Pentru că, pe lângă faptul că avem o criză clară, concretă, vă mai spun ceva și poate mulți o să zâmbiți, poate mulți o să spuneți că toată această criză este și o repetiție senzațională care a venit pe mâna autorităților din fiecare țară, ca să vadă cum reacționează populația în cazul în care se impun niște restricții. Și nu este nicio glumă, vă spun, sunt foarte mulți care acum văd ce se întâmplă în cazul în care ești nevoit să izolezi o localitate, să iei măsuri de carantină, se fac tot felul de teste și tot felul de strategii, pentru că nu e așa, vedeți, la vecinii unguri deja putem vorbi aproape despre o dictatură. Vedeți ce se întâmplă în Belarus. În Belarus virusul nu există, există vodcă, există campionat de fotbal și există saune, pentru că așa vrea șeful statului. Nimeni nu poate comenta. Să sperăm că nu vom ajunge până acolo și că vom putea în continuare să spunem ceea ce avem de spus. Încă se mai poate în anumite limite. Și că nu-i va veni niciunuia ideea să se devină tătuc în România, pentru că pasul de la un lider democrat, dar un pic mai autoritar, la un tătuc este foarte mic și nici nu știi de unde răsare. Mai departe, aș vrea să vă spun că politicienii noștri nu se lecuiesc deloc. Nu au leac, nici măcar coronavirusul nu îi liniștește. Tot fac politică, tot se bat pentru imagine. E plin internetul de postaci de la partide. Postează ceva Arsene, postacii lui. Imediat încep. Postează PNL-ul, postacii lui imediat împrăștie. Postează altul, nici nu mai contează care. Măi, oameni buni, încercați să vă vină mintea la cap. Nu este cazul de politică și de polemică. Faceți ceva, faceți
faceți pentru oameni. Faceți ceea ce este în fișa postului, la fiecare. Nu mai fiți, cum să vă spun eu, îngerii noștri de pe internet. Încercați să fiți oameni care își fac treaba pentru care au ajuns într-o anumită postură. Dați un comunicat, foarte bine, dați-l. Dar nu vă mai legați de alții. Ceilalți, vreți să faceți ceva? Nu mai dați șuturi către ceilalți. Încercați, măi, să vă adunați și să discutați. Nu se ia prostia. Coronavirusul se ia. Deci, din fericire, încă prostia nu se ia. Lăsați orgolile deoparte, pentru că altfel ne ducem cu toții de râpă. Și nu ne ducem de râpă din cauza coronavirusului. Până la urmă vom rămâne, poate mai puțin, din păcate, dar va trece această criză. Dar veți rămâne voi și veți rămâne în pielea goală în fața oamenilor care vă vor vedea așa cum sunteți, dacă nu vă schimbați. Este ultima sută de metri, ca să spun așa, pentru mulți dintre voi, dacă nu înțelegeți lucrul acesta. Nu înțelegeți să comunicați firesc, să faceți lucrurile firesc. Nu dați din buzunarul vostru, băi, oameni buni. Ar fi frumos să dați din buzunarul vostru, fără să vă lăudați. Și dacă o dați, faceți-o transparent. Nu o faceți. Știți, am ajutat 5 familii. Da, frumos. Cam asta e de spus în finalul acestei emisiuni. Poate am fost un pic mai patetic și un pic mai, știu eu, neortodox, dar trebuie spuse aceste lucruri. Și haideți să lăsăm clișeele deoparte. Că de vină pentru situația din sănătate este PSD-ul sau PNL-ul sau ALDE sau nu știu care o mai fi fost, guvernul lui Cioloș. Nu. De vină pentru situația din sănătate, vina pentru situația din sănătate aparține întregii clase politice din România. Întregii administrații publice, județene și, după caz, locale. Pentru că de fiecare dată când au făcut ceva, au făcut-o pentru imagine, n-au făcut-o pentru ca chiar să gândească un sistem coerent de sănătate. Nu i-a interesat asta, că dacă i-ar fi interesat, am fi avut și spitale regionale, am fi avut și aparate de testare și, vedeți, și alte țări au probleme. Dar acolo, în momentul ăsta, chiar se fac eforturi și se iau măsuri. Și la noi au început. Se fac măști în Maramureș, sunt și oameni de la noi care au început să-și reprofileze producția, dar atâta boală, atâta prostie administrativă în politicienii noștri, cum este în politicienii noștri, nu prea am văzut prin alte părți. La Belarus e altă poveste. În Belarus e altă poveste. Ne oprim aici. Mâine dimineață o nouă emisiune. Sperăm cu alte informații, poate mai bune, și vă dorim la toți de aici, de la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, multă, multă sănătate!